Și mergem mai departe. Odată cu alegerile prezidențiale, bucureștenii sunt chemați să voteze la referendum legat de buget și urbanism. Dacă va trece de vot în capitală, ar putea urma și alte proiecte, precum eliminarea primăriilor de sector. Despre toate aceste scenarii ne spune colega noastră, Marina Filimon. Bună ziua, Marina, te ascultăm! Bună dimineața, Cornel, bun găsit, doamnelor și domnilor! Iată că ceea ce la început de propunerea referendumului părea să fie doar un mit, ar putea deveni realitate. Iar Bucureștiul, capitala României, să poată trece prin niște schimbări majore, asta dacă referendumul propus de Nicușor Dan, care se va suprapune totodată și cu primul tur de alegeri, va trece, s-ar putea ca în București să existe unele schimbări. Mai exact, citez, o primărie nu șapte, este declarația lui Alin Apostol, care este și președintele comisiei din partea USR, președintele comisiei de la Camera Deputaților, care spune clar că ar trebui să avem o primărie, nu șapte, asta pentru a gestiona mai bine bugetele care intră în atribuțiile primăriei, pentru o mai bună finanțare și pentru o împărțire mai bună a fondurilor, pentru că acestea sunt stratificate, iar Bucureștiul în prezent este fragmentat. Este propunerea venită din partea lui, care ar putea să devină realitate din 2025, iar tot acesta declară că dacă acest referendum va trece cu succes, atunci parlamentarii nu se vor putea opune votul bucureștenilor de a pune în vigoare această nouă lege propusă de acesta.